Salutare! Astăzi vom vorbi despre utilizarea pardoselilor poliuretanice turnate, de asemenea cunoscute sub denumirea populară de tartan, în locuri de joacă. Cel mai important aspect când vorbim despre copii este întotdeauna siguranța. Tartanul, cel calitativ, reprezintă cea mai sigură soluție pentru copii în ceea ce privește impactul, precum și a purității, pentru că există o problemă cu toxicitatea la alte soluții folosite la locuri de joacă. Grosimea covorului turnat la un loc de joacă începe de la minim 3 cm și poate merge până la 6 cm sau mai mult. Cu cât este mai gros, cu atât este mai moale și amortizează mai bine impactul. Avem aici, spre exemplu, două sisteme, care, după cum puteți observa, sunt formate dintr-un strat negru din granule reciclate și un strat de uzură din granule EPDM, pure. Asta e foarte important. Asta, unul este, de exemplu, de 3 plus 1, deci 4 cm total, iar acesta, care este și mai gros, după cum se poate vedea, acesta este de 3,5 plus 1,5. Ambele straturi, și cel din granule reciclate și cel de uzură, sunt mai groase. Un avantaj enorm la tartan față de orice altă suprafață o reprezintă gama extrem de variată de culori, care permit crearea de forme, de desene, de povești care dau viață și transformă o banală pardoseală într-un loc de joacă, o transformă într-o poveste magică, extrem de atractivă pentru copii. Aici avem câteva din culorile pe care le utilizăm pentru pardoselile turnate, dar gama este nesfârșită, deci aproape orice ral se poate folosi. După cum puteți vedea, sunt culori vii, sunt culori intense, ai diferite nuanțe de verde, de albastru și ele se pot îmbina pe o singură suprafață, așa încât să ai o suprafață verde și cu accente și cu forme și cu personaje. Acesta este unul dintre punctele care fac cu adevărat unic, pentru că ai o suprafață extrem de elastică, de sănătoasă, de sigură, în care poți să creezi orice poveste pentru copii. Tartanul de calitate este fabricat din materiale extrem de rezistente la uzură și poate rezista la condiții meteorologice extreme, cum ar fi ploaie extremă sau căldură sau îngheț. Prin urmare, beneficiile principale sunt elasticitate și siguranță maximă, este o suprafață premium care oferă cea mai bună protecție, este ideal pentru grafică și creativitate și design deosebit, pentru a crea o tematică și a adăuga o valoare și culoare locului de joacă. Este extrem de ușor de întreținut, extrem de ușor de curățat, reduce riscul accidentelor prin absorpția șocurilor și este antiderapantă. Prezintă o rezistență deosebit de bună la abraziune, intemperii, radiații UV și schimbări climatice. Fiecare din punctele astea este extrem de important, pentru că atunci când ai un loc de joacă unde merg 200 sau 2000 de copii în fiecare zi, rezistența la abraziune este extrem de importantă și ce îi dă rezistența este acest strat de uzură. Asta este cel mai important. Atenție mare, există sisteme economice care se practică, din păcate, foarte mult în România, unde stratul superior nu este din granule pure EPDM. Aceste granule sunt tratate anti-UV, sunt fabricate, colorate în masă, sunt pure, nu sunt din anvelope reciclate care au chestii toxice în ele și astea țin mulți, mulți, mulți ani în condiții extraordinare. Se practică, din păcate, sisteme în care stratul ăsta sunt aceleași granule negre vopsite. Astea nu sunt nici sigure, nu sunt nici rezistente și după câteva luni de uzură se duce vopseaua, devin negre, soarele le arde. Cele negre nu sunt tratate UV, soarele le arde și se fac ca o anvelopă auto. După câteva luni de soare, încep să se crape și să se distrugă. Deci e extrem de important să ai stratul de uzură corect din EPDM. Din păcate, stratul din EPDM este mult mai scump decât cel din granule negre. Un sistem care nu are stratul de protecție de EPDM, doar granule vopsite, se va șterge, se va uza, soarele îl va distruge și în câțiva ani va trebui înlocuit. Pe când sistemele cu stratul corect, care e tratat anti-UV, care e din granule pure EPDM, poate să țină 10-20 de ani fără probleme. E foarte important de verificat asta. Și doar prin simplu fapt că îl vezi colorat, nu înseamnă nimic, pentru că poate să fie amestecat cu vopsea. Trebuie verificat din ce e făcut. Ce nu este o pardoseală turnată pentru un loc de joacă, la care îi se mai spune tartan? În primul rând, ea nu este realizată din dale.
ci este o suprafață turnată, o suprafață unică, întreagă, turnată dintr-o singură bucată, deci nu are rosturi, nu are îmbinări, nu se mișcă, e o singură suprafață. În concluzie, pardoselele poliuretanice turnate pentru locuri de joacă sunt o soluție premium, extrem de bună, cea mai bună, din care poți să construiești cel mai frumos design, au amortizare excepțională, dar este extrem de important să alegeți un furnizor de încredere care să folosească ce trebuie în ele pentru durabilitate și pentru siguranța copiilor. Încă o dată, dacă luăm sistemul ăsta și îl întoarcem și îl învopsim, o să avem un strat superior vopsit din anvelope reciclate, care conțin tot felul de uleiuri și lucruri toxice pentru copii, care nu este tratat anti-UV, care va fi distrus de soare, care va deveni negru prin uzură și în 2-3 ani va trebui să-l înlocuim. Noi pentru astfel de pardosel lucrăm cu un singur producător din Elveția, cel mai respectat producător de astfel de materiale, care are produse certificate la nivel internațional și sunt de o calitate și o durabilitate excelente. Iar dacă vi s-a părut interesant acest videoclip, vă rog să dați un like și un subscribe pentru a fi notificați când mai postăm următorul clip interesant cu informații pentru voi. O zi faină!